Domnule Alexandru Angel, nici nu s-a uscat bine cerneala pe mandatul noastră de consilier local la Câmpina din partea AUR și sunteți deja angrenat într-o nouă campanie electorală pentru funcția de senator al în Parlamentul României. Ce v-a determinat să candidați din nou, domnule Angel? În primul rând, consider că din funcția de senator pot să impactez mult mai mult viața la Câmpina decât de cea din funcția de consilier local. Ca și consilier local ești limitat, ca și senator sau deputat în Parlament ai cu totul și cu totul alte mijloace, pârghii prin care poți să determini anumite extrafinanțări sau anumite proiecte să fie îndrumate către comunitatea noastră. Și asta este unul dintre motivele pentru care am ales să mă bag în această campanie electorală și să candidez pentru funcția de senat. Pe de o parte, pe de altă parte, proiectele pe care noi le-am propus în campania electorală de locale, vrem în continuare să le finalizăm, adică cuvântul care l-am dat față de cetățeni, vrem să-l ducem până la capăt, iar sprijinul unei funcții de parlamentar ne-ar ajuta mult, mult mai mult în acest demers. 2024 a fost un an greu pentru dumneavoastră, ca pentru toți politicienii, cu multe campanii electorale. Cum vă descurcați? Foarte bine. Mergem înainte. Fiind un tânăr antreprenor, sunteți cu siguranță familiarizat cu dificultățile pe care le întâmpină mediul de afaceri în România, domnule Angel, în special întreprinderile mici și mijlocii, ce susțin sute de mii de angajați și contribuie substanțial la PIB-ul României. Din perspectiva dumneavoastră, ce modificări legislative ar putea sprijini acest sector, domnule Angel? Vă rog să menționați trei măsuri importante. Este un subiect foarte amplu, că până la, exact cum ați spus în întrebare, motorul economiei sunt aceste mici întreprinderi, care din păcate sunt neglijate, nu sunt sprijinite absolut deloc și mai mult de atât sunt chiar și persecutate. Ceea ce venim noi să propunem prin Planul Simion, programul AUR, sunt măsuri care vin în sprijinul acestor companii și măsuri la care, despre care aș putea să spun foarte importante ar fi reducerea fiscalizării, e una dintre cele mai importante, o plafonare a fiscalizării pentru aceste mici și micro întreprinderi, adică ne referim la, dacă discutăm de cifre de afaceri, companiile cu o cifră de afaceri până în 5 milioane de euro pe an ar plăti un impozit de 2%, peste 5 milioane de euro pe an, un impozit de 16% și peste 50 de milioane de euro pe an, aici am vorbit de firme mult mai mari, tot 16%, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri. Deci asta este una dintre măsurile care trebuie luate pentru că astfel vei sprijini aceste micro-întreprinderi, că până la urmă urmei, micile întreprinderi, ele de fapt sunt aruncate pe o piață unde trebuie să se bată cu niște coloși, în toate domeniile. Ei nu au cum să facă față, pentru că nu au nici resursele, nu au nici know-how-ul, nu au nici personalul pe care și-l permite o multinațională, de exemplu. Și atunci trebuie noi, ca și stat, să venim în sprijinul lor. Iar fiscalitatea, măsurile de fiscalizare pentru astfel de companii, mi se pare una dintre cele mai importante măsuri. Ideea noastră se bate cap în cap cu ceea ce spune Comitatea Europeană. Să mărim fiscalitatea la întreprinderile mici și mijlocii de la 1 ianuarie? Păi dacă vom mări fiscalitatea la aceste întreprinderi, vă garantez că aceste întreprinderi până luna iulie nu vor mai fi. Eu sunt, am o astfel de mică întreprindere, da? Plătesc undeva la 50%. Deci dacă stăm să facem așa un calcul, cei cu micile întreprinderi, ei lucrează 50% din an pentru ei, jumătate de an pentru ei și jumătate de an pentru statul român. În momentul în care tu crești, nu mai rentează. Adică și pentru mine, ca și patron de micro-întreprindere, prefer să închid firma să mă angajez la o multinațional. Nu? Mai ales că făcând lucrul ăsta, vei da în șomaj sute de mii de români. Pentru că vrem, mare parte din forța de muncă noastră este angajată la aceste mici întreprinderi. 2, 3, 5, 10 la fiecare, dar numărul lor... Chiar asta vreau să subliniez. Impozitul pe muncă este enorm în România. Este enorm. Și acela trebuie micșorat, tot undeva la 25% din valoarea venitului, până în 5.000 de lei,
pe lună, deci la un venit de 5.000 de lei pe lună, fiscalizarea să vină undeva în 25%, pentru absolut toate. Aici vorbim și de asigurări în sănătate și contribuții salariale, tot. Ce sare de 5.000 de lei se poate progresa de la cei 25%, se poate crește ușor. Spuneți că vă veți bate împreună cu AUR pentru reducerea fiscalizării, cel mai important pilon al susținerii. Unul dintre cele mai importante, da, într-adevăr. Programul electoral al AUR Prahova include și inițiative interesante în ceea ce privește prioritățile pentru viitor, un viitor mai bun al tinerilor, domnule Anghel. Vă propun să detaliați câteva dintre aceste inițiative, începând cu promisiunea de a crea mai multe locuri de muncă. Păi, ca tânăr, ce probleme întâmpini? Sau ai trecut de vârsta de 18 ani, se presupune că trebuie să ții viața în piept. Ce ai nevoie ca să poți să trăiești și să poți să prosperi? Ai nevoie de locuință? Ai nevoie de un loc de muncă stabil, bine plătit, da? Și ai și nevoie de o educație bună pe care ai acumulat-o până la cei 18 ani și după prin facultate și alte studii și pe care le faci. Deci astea sunt cele trei, locuința, locul de muncă și educație. Aici venim în, prin programul pe care îl propunem, venim cu acele locuințe pe care toată lumea a spus, doamne, nu se poate, nu se pot realiza, este utopie. Nu, se pot realiza. Și vă spun milionul de locuințe cu 35.000 de euro, la asta vă referiți. Locuința cu 35.000 de euro, da, corect. Pe un program de 10 ani de zile de guvernare ne propunem realizarea a 1.000.000 de locuințe, asta înseamnă undeva la 100.000 de locuințe pe an. Prin planul propus de Partidul AUR în județul Prahova deja au fost identificate terenuri care pot fi alocate pentru acest program. Pot să vă explic, dacă interesează, și cum se pot obține aceste locuințe la 35.000 de euro de locuință. Și dacă pot fi construite cu banii ăștia. Păi atunci asta încerc să vă explic. Da? Vă nu este o sumă mică. Nu este o sumă mică. Dacă luăm o locuință, un apartament de două camere, 50 de metri pătrați, care este un apartament decent, da? La 35.000 de euro, asta înseamnă că metru pătrat construit ajunge undeva la 700 de euro pe metru pătrat. Cam așa se construiește acum. Deci toți dezvoltatorii imobiliari și care construiesc, cam ăsta este prețul. A crescut într-adevăr în ultimii 2 ani de zile prin dublarea prețului la materiale de construcție, că înainte era undeva la 450-500 de euro pe metru pătrat. Ideea este că prețurile de vânzare care le avem acum pe piață sunt 900, 1000, 1500, 2000 de euro, depinde de localitate, pentru că la acel preț se adaugă și profitul dezvoltatorului. Noi discutăm de niște locuințe pe care le facem nu ca să obținem noi profit. Le facem cine? Statul? Statul român, da, prin programul pe care îl propunem, pe de o parte. Pe de altă parte, în acei 700 de euro pe metru pătrat nu este inclus în terenul, pentru că terenul sunt terenuri care aparțin deja statului român și care pot fi puse la dispoziția creierii acestor cartiere. În mod gratuit, spuneți dumneavoastră. Da, bun, ele vor fi incluse în preț, dar ele deja există, adică nu trebuie să plătim pentru să cumpărăm de la privați, de exemplu, terenul ca să facem aceste case, adică ele deja există în proprietatea statului și pot fi puse la dispoziție, exact ca în programul cu ANL-ul, cum a fost cu ANL-ul, da? Deci primăria Câmpina, în cazul nostru, a cedat o bucată de teren de pe platoul Mușcel pentru locuințele ANL-ului. N-a câștigat nimic, în schimb. Da? Același lucru se poate face mai și cu aceste terenuri. Pe de o parte. Pe de altă parte, avem partea de infrastructură. Aceste terenuri unde se vor face aceste locuințe noi, trebuie foarte bine gândite adiacent zonelor care deja sunt dezvoltate din punct de vedere al rețelelor de gaz, lumină, curent, tot. Dacă sunt terenuri existente ale administrației în zona respectivă. În zona respectivă, da. Dacă nu sunt? Dacă nu sunt, atunci se poate face pe un termen mai lung, cu extindere de rețea, cu extindere de drumuri, astfel încât aceste zone să fie create. Zonele, noile cartiere pe care le propunem nu sunt doar cartierele locuințe, adică vor avea și celelalte dotări. Facilități. Facilități, grădiniță, școală, dispensar, cabinet medical. Deci să creăm mici comunități închise. Despre asta este vorba. Iar cetățeanul care ar accesa un astfel de program, cum să plătească? Deci, se poate accesa ori cu, dacă își permite să achiziționeze cu suma completă, se achiziționează cu suma completă, dacă nu, prin programe de finanțare. Și aici venim iar în sprijinul tinerilor în special,
Și nu numai, programe de finanțare, asta înseamnă credite cu dobândă zero. Subvenționate de stat. Subvenționate de stat, da? Refinanțarea a unor credite deja existente, dar refinanțare prin, cu dobândă zero, tot prin garantate de stat. Deci soluția există. Ideea este să se vrea. Puneți o presiune fantastică prin acest proiect pe umerii statului, de fapt. Pe, nu neapărat pe umerii statului, pe umerii noștri, că și până la urmă stat tot noi suntem. Da? Deci aici e o problemă care trebuie bine stabilită la început, că până la urmă urmei noi cei care candidăm pentru o funcție sau cei care lucrăm în administrație publică, noi tot cetățeni suntem. Da? Deci noi trebuie să ne gândim că tot ceea ce facem vom face pentru viitor, pentru copiii noștri și pentru, ce, pentru generațiile care vin în urma noastră. Deci nu neapărat pe stat punem, este presiunea care o punem pe noi. Pe noi toți românii, până la urmă, da. Că suntem plătitori de taxe și impozite. Să ne întoarcem la locurile de muncă. Pentru zona Câmpina, locuri de muncă pentru tineri. Un exemplu, două, cum veți face? Deci, cum am propus și în proiectele de la, din campania de la locale, da? Primăria Câmpina nu are societăți în care să fie 100% acționar și societăți pe diferite domenii. Noi am propus atunci că ideal ar fi o societate pe transport în comun, o societate pentru ridicarea gunoiului și curățenia în oraș. Toate aceste servicii în momentul de față sunt externalizate. Sunt externalizate cu niște costuri foarte mari. Eu, ca și administrator public, eu nu pot să intervin într-o firmă privată să-i spun, ok, îți dau contractul ăsta să-mi ridici gunoiul, dar trebuie să angajezi 30 de oameni sau 50 de oameni. N-am cum să fac lucrul ăsta. Dar în momentul în care acea societate cu acționarat 100% este al primăriei, își poate permite să creeze astfel de locuri de muncă. Da? Veți propune la administrația publică locală? Sunteți consilier local? Sunt și consilier local, da. Normal că voi propune. Deci sunt din planul nostru de la, din campania de la locale. Am ieșit doi consilieri locali. Suntem într-adevăr în opoziție, dar proiectele le vom duce la capăt. Adică le vom propune. Vom negocia să obținem susținere pentru ele și sper să reușim să le facem. Veți ține cont de faptul că se spune în general că statul este cel mai prost administrator când vine vorba de astfel de proiecte? Da și nu. Da și nu. Da, pentru că din păcate istoria cam asta ne demonstrează, dar lucrurile se schimbă și s-au schimbat odată la alegerile din 9 iunie și sunt sigur că se vor schimba și la alegerile de acum de pe 24 și de pe 1 decembrie și 8 decembrie. Sunt oameni care vin din urmă, sunt alte personaje sau alte fețe în politica și locală și națională. Sunt oameni care provin din diferite domenii, sunt oameni pregătiți sau oameni care s-au realizat în domeniul lor. Și în momentul în care noi împrospătăm scena politică cu astfel de oameni, și automat, chiar administrativă. Și administrativă, automat se va schimba și modul de gândire, probabil. Mentalitatea. Avem un consiliu local de la Câmpina de acum foarte mulți oameni care provin din mediul de business, da? Din mediul de afaceri. Sunt sigur că ei vor veni cu totul altă mentalitate față de ce s-a întâmplat în trecut. Pentru că în momentul în care tu administrezi o firmă, mică, mare, cum o fie, te întâlnești cu data de 15 când trebuie să plătești salariile, te întâlnești cu data de 25 când trebuie să plătești a doua tranșă de salarii, trebuie să plătești impozite, trebuie să plătești ANAF. Te lovești cu o groază de probleme. Nu este ușor. Mai e acea mentalitate că, domne, ești patron de firmă, ești bogat sau... Nu e chiar așa de simplu. De multe ori patronii de mică întreprinderi și întreprinderi mici lucrează mai mult decât angajatul lor. În momentul în care te lovești de toate aceste lucruri, n-ai cum, în momentul în care ajungi într-o funcție publică, să te apuci să arunci cu bani. Sau cel puțin eu nu am cum. Nu concep să fac lucrul ăsta. Și atunci... Și partea de administrație se va face exact ca pe... Să vă dă Dumnezeu, eu personal am îndoieli față de ceea ce spuneți, nu față de proiectul în sine, ci de faptul că primăria, statul, în general, administrează prost. Rămâne de văzut. Dați-ne un pic de încredere. Sprijinul pentru tineri antreprenori și reducerea birocrației menționate în programul electoral AUR Prahova sunt alte priorități esențiale, domnule Anghel, care pot facilita deschiderea unei afaceri, de exemplu. Ne puteți explica concret cum se vor implementa aceste măsuri?
Păi, când ne referim la birocrație, ne lovim cu toții de ea. Chiar astăzi discutam cu o cunoștință, m-a sunat să mă întrebe, domnule, uite, am o problemă, m-a sunat, trebuie să-mi dau cuiva buletinul și mi-a cerut copie legalizată după buletin. Deci, buletinul este un act eliberat de stat. N-ai cum să mai faci o copie legalizată. Adică e suficient o copie conformă cu originalul. Deci, problema birocrației e creată și de noi. Da? Pentru că am ajuns să cerem niște lucruri aberante în ultimul timp. În general, timp. De instituțiile statului, domnule Anghel. Da, de instituțiile statului. În ceea ce privește tinerii antreprenori, te lovești cu foarte... Deci, gândiți-vă că luăm un exemplu, un tânăr de 20 de ani, da? Vrea să-și deschidă o firmă. Nu are experiență. În momentul în care deschizi o firmă, trebuie să ai și experiență juridică, trebuie să știi mai... să fii mult mai bine informat. Persoana de 20 de ani care de-abia a terminat facultatea sau liceul, e foarte greu să știe. Și atunci el, na, ce poate să facă? Se duce la primărie, la registrul comerțului și întreabă și el. Și se dă un set de acte, care din punctul meu de vedere, 90% din ele sunt absolut inutile. Deci absolut inutile. Se cere copie la copie, copie după copie, originalul, etc. Toate aceste lucruri trebuie să dispară. Deci trebuie o simplificare mult mai drastică. Asta înseamnă digitalizare, în primul rând. Păi, de o parte, digitalizare. Sunt, au fost programe și proiecte de digitalizare care deja s-au realizat, urmează să fie implementate. Acum trebuie urmărit să vedem cât de rapid se implementează. În diferite instituții vorbim. O să vă reamintesc că la Câmpia s-au cheltuit niște sute de mii de euro pe programe de digitalizare și nu s-a întâmplat nimic. Probabil că, fiind acum un consiliu local, veți întreba în ce stadiu este acest proiect. Este un lucru care trebuie verificat, într-adevăr. Deci ar fi odată renunțarea la a cere lucruri aberante și de a înlesni și de a crea lucrurile mult mai simple pentru toată lumea, da? Cu experiență sau fără experiență. Asta ce, când vorbim de birocrație. Avize peste avize, știi, da, bine. Exact. Da. Bun, unele sunt necesare, într-adevăr. Nu negăm lucrurile astea, dar sunt foarte multe lucruri care se cer care nu au nicio legătură cu realitatea. Sprijinul pentru tineri antreprenori, vă rog. Pentru tinerii antreprenori. Momentul care, asta e primul sprijin, momentul care ai reușit să reduci birocrația, este primul sprijin. Se pot crea facilități fiscale pentru tinerii antreprenori. Până în 20 de ani sau 25 de ani se pot face pentru primul an, al doilea an, de exemplu, se pot da niște facilități fiscale, adică să nu se plătească impozitul în primul an de la deschiderea firmei. Adică trebuie să creăm un mediu, să le fie un pic ușor, să capete încredere. Fiind la început de drum, fiecare trebuie să încape încredere, pentru că dacă nu ai această încredere și nu... E posibil domeniul pe care ți-l alegi, în care îți faci firma, să nu fie un domeniu ok și să dai greș sau să nu funcționeze. Gândiți-vă că acea persoană, ea investește niște bani în a crea ceva, angajează 2-3 oameni, 5, plătește niște salarii și realizează după jumătate de an că el e în pierdere și trebuie să închidă. Deci, la început de drum în viață, să ai un astfel de eșec este foarte descurajant. Și atunci, ce vă propunem să faceți în sensul ăsta? Deci, o reducere a fiscalității, eventual chiar, nu grațiere că e mult spus, neplătirea taxelor, impozitului pe profit în primii 2 ani, 3 ani de funcționare al firmei. Un incubator de afaceri care să le explice tinerilor cum se procedează în lumea afacerilor. Bun, se pot crea în interiorul instituțiilor statului. Avem exemplu fondurile europene, da? Dacă vrei să-ți faci un business pe fonduri europene, trebuie neapărat să faci un plan de afaceri ajutat de către un consultant. Același lucru se poate crea în interiorul registrului comerțului, de exemplu, că acolo se deschide firma. Poate să fie un birou cu astfel de consultanți care să le îi îndrume pe cei care vor să-și deschidă. Am vorbit și mai devreme, tot pe partea de reducerea fiscalității, de a coborî la 25% impozitele. Da? Deci nu la 50%, și pe muncă, și pe sănătate, pe tot. Deci să ducem la 20% din venitul lunar impozitul, nu la 50%, cum e 46, cât este acum. Este o altă măsură care vine în sprijinul acestor tineri. Ar putea fi o facilitate extrem de importantă.
Foarte. Și chiar este nevoie de ea. V-am zis, e foarte greu să fii la început de drum în viață și să pornești cu un eșec. Sau să încerci să crești ceva și să nu te sprijine nimeni. Aici trebuie să ne legăm și de faptul că în România, foarte bine dintre salariile celor care lucrează în mediul privat, sunt acele salarii minime pe economie, pentru că proprietarii, patronii, antreprenorii nu-și permit corect, să plătească permit atât de multe taxe la un exact salariu minim pe economie. Ei, în momentul în care reduci și taxele, automat va crește și salariul mediu. Deci, ca patron, da? Deci în momentul în care eu sunt scutit să plătesc 25%, da? Îi dau angajatului, nu-i mai dau. Exact, prefer să-i dau angajatului, nu? Și automat nivelul de viață crește, atractivitatea în comunitatea respectivă crește pentru că există locuri de muncă bine plătite și automat sunt atrași și tinerii către acea comunitate, adică e vorba de Câmpina, Ploiești sau... În cazul de față, adică e un lanț care, în momentul în care o singură zad din acel lanț reușești să o schimbi, o să vedeți că se schimbă tot lanțul. E minunat ce spuneți, dar în cazul de față pare o utopie, pentru că statul ne cocoșează cu pensii speciale, cu salarii, nu se poate la bugetari. Păi se vorbește acum despre o creștere a TVA-ului. Da? Deci să sperăm că nu. Prim-ministrul a promis PSD-ul a spus că va crește TVA-ul de la 1 ianuarie. Noi venim exact invers, adică nu știu cum să vă explic, e utopie, adică în momentul în care toată populația, toate firmele sunt încărcate de taxe, tu mărești TVA-ul, Doamne, aici se vede proasta, păi aici se vede proasta administrație, care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, aici se vede, deci acest lucru trebuie schimbat și tocmai de aceea am venit noi ca și partid, am venit cu acest plan pe de o parte și pe de altă parte venim cu oameni care sunt deja realizați și experți în domeniile lor. Nu mai se poate realiza ce spune. Sunt câteva milioane de bugetari în România, inclusiv milioane de pensionari. De unde să fie plătiți dacă nu ne taxează pe noi? Păi, vedeți și taxarea asta excesivă. Bun, ne taxeze și v-am spus și la începutul emisiunii. Da? Păi dacă mă mai taxez mai mult, eu prefer să închid firma decât să încerc să muncesc ca să plătesc taxele. Prefer să închid firma, să mă angajez în altă parte, să-mi caut un loc de muncă sau în cel mai rău caz să plec din țară. Aici trebuie găsit un echilibru și de asta vă tot iscodesc în sensul ăsta. Păi aici este problema. În momentul în care tu vii cu măsuri în care doar vrei să iei și să pui presiune, vei realiza că la un moment dat nu vei mai avea pe cine să exact pui această presiune. Da? Plus că pe lângă faptul că micii antreprenori sau angajații la diferite firme plătesc aceste taxe excesive, ei susțin și fondul de pensii. Deci în momentul în care tu mărești taxele, nu ți-a crescut fondul de pensii. Pentru că mărind taxele, tu vei pierde un număr de angajați care vor ceda. Da? Automat veniturile scad, dar prin taxarea excesivă, de fapt, taxele tot la același nivel le vei încasa. Și n-ai rezolvat nicio problemă. Sau se va merge în partea cealaltă a economiei subterane, munca la negru, ca altfel cum? Păi, din păcate, asta face suprataxarea. Luați toate modelele europene în care s-a practicat această suprataxare și veți vedea că toate duc către munca la negru. Alte două priorități în programul AUR, educația adaptată pieței muncii, spuneți dumneavoastră, da, în programul AUR, domnule Anghel, și dezvoltarea culturală. Răspund necesității reale ale pieței ce sublinează importanța gândirii critice și creative. Cum intenționați să adaptați educația la cerințele pieței muncii, domnule Anghel? Păi, dacă ne uităm în istoria cu 50 de ani, 60 de ani, existau niște domenii care erau de mare interes, prelucrarea petrolului, etc. În ultimii 50 de ani, 60 de ani, totul a evoluat foarte mult. Da? Nu înseamnă că nu mai avem nevoie de această industrie, dar au apărut industrii noi, industria de IT-ului, da? Și cu totul și cu toate alte industrii, o industrie automobilistică care a crescut foarte mult. Sunt industrii noi, iar noi, sistemul educațional pe care îl practicăm, este același de acum 60 de ani. V-am spus și în campania de la electorale. Nu s-a schimbat nimic. Deci e același lucru. Băncuțele, tabla și inclusiv programa este foarte asemănătoare. Adică noi n-am venit
nu întâmpin, n-am venit să întâmpinăm. N-am adaptat școala exact. La necesitatea. Deci, asta trebuie adaptată, da? Programele pentru partea de IT care se fac în școală sunt foarte sumare față de modul în care avansează tehnologia în ziua de astăzi. Și pentru mine, ca și să spun tânăr, da? Am dificultate de la an la an cu schimbarea tehnologiei, adică avansez extraordinar de repede. Deci, în partea de educație trebuie să introducem tot felul de programe și să schimbăm programa școlară astfel încât să întâmpinăm toate domeniile care sunt acum de interes. Să ținem pasul cu economia și pentru cu evoluția. Pentru că eu degeaba pregătesc un tânăr, da? Îl școlesc, îl învăț, îi ofer anumite informații, iar el când termină facultatea sau liceul, să n-aibă unde să se angajeze pentru că acele cerințe nu întâmpină nicio... niciun ceea domeniu. Ce se întâmplă în zilele noastre, foarte mulți studenți își termină studiile și n-au unde să se angajeze. Odată din lipsa de așa și poate că și domeniul pe care ei l-au făcut nu este un domeniu cerut. Și atunci trebuie să facem o reformă în educație astfel încât să venim să întâmpinăm... Educația care a fost reformată de 10 de ori în ultimii 30 de ani, domnule Anghel, nu mai știm... Nici ce învățăm mâine, dar tot timpul reforme, reforme. Un alt pilon în programul dumneavoastră se referă la dezvoltarea culturală și citez din programul Aur pentru Prahova, gândirea critică și creativitatea trebuie stimulată în rândul tinerilor. Ce înseamnă, domnule Anghel, să stimulăm gândirea critică și creativitatea? Păi exact ce v-am spus și mai devreme, da? Trebuie schimbată mentalitatea în primul rând, da? Deci noi trebuie să ne educăm viitoarea generație să gândească, să anticipeze și să nu, deci nu trebuie să ne influențăm viitoarea generație cu ceea ce suntem noi capabili să facem. Deci trebuie să le dăm un pic de frul liber să interpreteze și să poată ei la rândul lor să țină pasul cu evoluția, de fapt, că până la urmă, aici se reduce totul. Adică nu spun că ceea ce facem noi acum este perfect și că va fi valabil 20, 30, 50 de ani până acum. Acceptăm critici din partea tuturor și, slavă Domnului, nu ducem lipsă de ele. Pentru că critica este constructivă pentru fiecare individ în parte, dacă știe să o interpreteze. Da, nu e compatibilă cu politica. Învățați pe tineri să gândească critic și mâine pe mine o să vă înjure și o să spună, băi, ce faceți mă aici? Păi, atâta timp cât eu ca individ care am intrat în politică, da, cu bună credință și cu ideea de a schimba, în momentul în care eu nu mai pot să țin pasul, da, și noua generație de politicieni vine din urmă și îmi spune, băi, nu e ok ce faci. Trebuie să am suficientă maturitate astfel încât să pot să fac un pas în spate. Pentru că exact ca ce se întâmplă și v-am spus mai devreme în educație, da? Noi nu am ținut pasul cu sistemul educațional, cu ceea ce se întâmplă de fapt în viața reală. La fel și politicieni. Avem politicieni de 30 de ani, aceiași. Lipiți de scaune? Da. S-a născut politician sau s-a născut perfect? Nu se naște nimeni perfect. Nimeni nu e perfect în ceea ce face. Tot timpul înveți. Dacă ai discutând că își lasă funcțiile către copii, nepoți. Și asta. Și asta este o altă perspectivă. Dar noi ca indivizi, ca și politicieni, în momentul în care vrem să ne implicăm să facem ceva bun pentru țară și pentru viitorul acestei țări și pentru viitorul tineretului, trebuie să fim suficient de maturi să știm și când să ne dăm la o parte dacă nu mai corespundem cu timpurile în care trăim. E frumos ce spuneți, dar puțin credibil. Politicienii se lipesc de scaun, așa cum spuneați mai devreme. Păi eu nu cred că toți. Haideți să vedem. Haideți să veniți pe data de întâi. Votați aurul la parlamentare și vedem după aia dacă am avut dreptate sau nu. Alianța PSD-PCC, care deține majoritatea în Consiliul Local în Câmpina, a nominalizat-o pe doamna Livia Lupu din partea PSD pentru funcția de viceprimar și pe doamna Dina Gârbăcică din partea PCC, Partidului Câmpina Curată, pentru funcția de administrator public, ele urmând să colaboreze cu primarul Irina Nistor în conducerea primăriei. Vom avea astfel trei femei, iată, pentru prima dată în istoria
cel puțin post-decembristă a Câmpinei, la conducerea orașului. Ce părere aveți despre această alegere, domnule Anghel? Păi, ce părere să am? Așteptăm acum, este o nominalizare în primul rând. Da? Nu a fost încă o ședință a Consiliului. Da? Nu, n-a fost încă nicio ședință a Consiliului, decât cea de depunere de jurământ. Urmează să avem următoarele ședințe, în care probabil că ni se vor face aceste propuneri. Nu a avut loc nicio negociere, cu toate că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, având majoritatea, probabil că de aceea nici n-au dorit să negocieze cu celelalte partide. Ne vom expune punctul de vedere asupra acestei nominalizări și decizii în ședința de Consiliu, când va fi. Nu s-a fixat încă. Nu s-a fixat încă, nu. Nu. Personal, nu știu. Prefer să, cum să spun, să dau un blam de încredere. Nu pot să spun că va fi un trio perfect sau nu va fi un trio perfect. Eu, dacă va fi, un pic de încredere trebuie acordat fiecărui individ sau fiecărei persoane să demonstreze. Să lăsăm măcar jumătate de an, un an, să vedem de ce este în stare. Dacă nu, atunci ar trebui să facem anumite demersuri să ducem lucrurile în normalitate. Suntem în opoziție. Partidul Aur a fost o partid de opoziție de la înființare și până acum. Suntem experimentați în a face opoziție și o vom face și în continuare. Adică, chiar dacă suntem foarte puțini la număr, vocea noastră se va face auzită atâta timp cât este nevoie. Asta în condițiile în care nu o să accedeți într-o funcție de senator. Păi și chiar dacă acced într-o funcție de senator, colegii mei sunt la fel ca și mine. Adică și tot în opoziție vor fi și vocea lor va fi la fel de bine auzită, ca și cum aș fi eu acolo sau nu. Adică toți care suntem în această construcție politică avem cam aceleași țeluri. Deci toți ne dorim cam acest, deci toți care am intrat în Partidul Aur ne dorim o schimbare. Și fiind, având aceleași țeluri și aceleași dorințe, și rezultatul va fi... Și ca o știre de ultimă oră, încă neanunțată oficial, fostul viceprimar Liviu Dumitrache se pare că va fi consilierul personal al doamnei primar Irina Nistor. Ce părere aveți? Sincer, sper să se descurce mai bine ca și consilier personal decât ca și viceprimar. Nu a existat în funcția, așa am spus-o și în campania de locale, da? Funcția de viceprimar nu a existat la Câmpina în ultimele mandate.